în ciuda vremii, o bucată din istoria orașului Bălți încă se păstrează. La intersecția străzilor Ceapaiev și Palade, pe o porțiune de câțiva metri de drum, mai putem găsi pietre pavate acum aproape 100 de ani. Din păcate, autoritățile nu întreprind nimic pentru a renova drumul, deși localnicii au solicitat acest lucru de mai multe ori. Eu trăiesc aici din anul 80, pe strada asta. Și de când am venit pe strada aceasta, de atunci drumul este, dar merge vorba că este făcut de români. Acum el e de râpa asta, de pietrele astea, este el de 80, nu mă rog câți ani au trecut și el încă e frumos. Cu mult era mai frumos. Ata dorogă șla aici vniz, и туда, и сюда. Конечно, помню. Я с 50-го года. И как она выглядела раньше? Так же само, как и сейчас. Чуть-чуть лучше. И такая дорога была в центре. От Молодого до аэропорта было. Это дорога очень веки. Это когда был центр города, де альфер. И он дышит около. И он... Акума не знаю много о нем. Но знаю, что он был сделан много. Ați vrea să fie restaurat? De-ar fi asfaltat aici, ar fi mai bine. Adică nu ați vrea să fie păstrat pavajul, dar ați vrea bine, să... Bine, de aici de încolo poate să-l păstreze, că el merge până de vale încolo. Dar ar putea să-l fi păstrat. Ar fi frumos. Oamenii spun că sunt gata să dea o mână de ajutor pentru a renova pavajul. Eu nu știu dacă sunt așa specialiști. Ar vrea să fie așa, dar nu știu acum, dacă văd că nu fac drum. Acum la noi numai cu asfalt, cu beton, așa, dar să fac așa ceva n-am văzut. Dar aș veni și aș ajuta. Da, să hrăniți. Дело было, когда в центре была такая дорога, там же воинская часть, и когда танки проезжали, они эту дорогу выворотили и решили покрывать асфальтом, и покрыли асфальтом. А вся дорога в Бельцах была вот такая, в булыжниках. Reprezentanții Direcției Gospodărie Comunală nu au putut să ne spună când și cum va fi reparat acest drum. Am fost doar îndemnați să venim cu o solicitare oficială pentru a obține un răspuns. Dacă în Bălți drumurile pavate au fost acoperite cu asfalt, în Fălești, strada centrală, construită pe timpul lui Ferdinand I, a fost declarată drept cea mai frumoasă alee din Republica Moldova. Drumul a fost construit de către prizonierii nemți, plăcile fiind amplasate la o adâncime de jumătate de metru.